încearcă să treacă elegant pe lângă Ivo Pinto. Mingea rămâne la nemțeni, Onciu până la Constantinescu. Învăluie Marc. Constantinescu preferă să combine cu Tolimir. Ikim, Onciu, Monroy, din nou Onciu, Golubovic. Merg bine pasele nemțenilor. Urcă Tolimir, avea spațiu pentru a încerca un șut, pasă pentru Constantinescu, Tolimir, gol! Gol Tolimir, prima reușită în Liga 1 la debut pentru sloven. 2-1 pentru Ceahlăul Piatra Neamț. Cred că a fost o succesiune de 12-14 pase, 12-14 pase ale celor de la Ceahlăul Piatra Neamț până la golul marcat de Tolimir. Nicola Tolimir este numele complet al acestui jucător. Are 23 de ani, a jucat 20 de partide și a fost capitan al selecționatului tineret a Sloveniei și a spus că a avut oferte din Cipru, Polonia și Ucraina, dar a ales să joace în România. Încă o dată centrarea lui Marian Constantinescu, o centrare perfectă și cât de liber era acolo Nicola Tolimir, nimeni nu-l deranja, absolut nimeni. S-au gândit cei de la CFR Cluj că dacă stau lângă Golubovic este suficient, însă Tolimir a urcat și am văzut reacția slovenului după marcarea golului. Fericirea era pe chipul lui. Ca să schimbăm puțin titlul unei melodii celebre din anii 80. Sugu centrează, Sugu pentru Capetanos, poziție bună. Inițial pentru capitanul și întrează grecul. Mingea nu se întoarce la cei de la CFR pentru că obține balonul Stana în duelul cu Sugu, urmărit de senegalez. Stana continuă. A fost faul făcut de Sugu. Ceahlăul